Nu avem șosele la nivel european, dar avem mașini cum n-a văzut Parisul. Pe străzile Bucureștiului circulă limuzine cu tot luxul din lume. Au tapiserie de piele, televizor, internet și bar. Românii de rând nici nu pot visa să urce în aceste adevărate bijuterii. Sunt mai tot timpul rezervate la prețuri care întrec orice închipuire. Doar Madonna, Santana sau Anastasia și le pot permite când vin în capitală. Aceasta este o limuzină de lux, o limuzină care costă 100.000 de euro și în care se vor plimba toate vedetele de talie internațională care vor veni în România. Lucram pentru un artist 3-4 luni înainte. Cheia de succes în afacerea noastră este discreție. Asta este cerința cea mai mare din parte în fiecare artist. Adică când lucram, noi jucam un fel de trei maimuță. Nu vedem, nu auzim, nici nu vorbim. Pentru așa mașină e nevoie de un șofer pe măsură. Claudiu nu a lovit niciodată limuzina. Are grijă de ea ca de ochii din cap. Se mândrește că a avut ocazia să-i plimbe prin București pe Santana, Lil Kim și chiar pe Madonna. Am primit ceva indicații de la bodyguardii Madonei, respectiv să merg repede, dar totuși în siguranță. Este locul pe care a stat Madonna. Acest touchscreen a fost subiectul mini-discuției care am avut-o, că nu găsea de unde să pornească aerul condiționat. Afacerile cu mașini de lux pentru vedete sunt abia la început în România. Câștigurile sunt însă colosale. Patronii spun că sumele plătite pentru o plimbare cu astfel de limuzină sunt confidențiale, doar e vorba de vedete internaționale.